Până acum, campania electorală pentru Parlamentul European s-a demonstrat a fi destul de liniștită. Făgărășenii au dat dovadă de simț civic și nu au distrus, cum s-a întâmplat în alte campanii, afișele și bannerele candidaților pentru un loc în Parlamentul European. Față de alte ocazii electorale, trebuie să remarc faptul că și în Făgăraș și în Brașov, toți cetățenii au dat dovadă de mult mai mult spirit civic și civilizație. Nu s-au mai înregistrat cazuri de distrugeri de afișaj electoral, bannere, afișe sau alte incidente de acest gen. Totuși, un mic incident a avut loc în zona Făgărașului, primul pe județul Brașov. Doi bărbați au fost amendați de polițiști pentru că au lipit ilegal afișe electorale pe stâlpi care aparțin societății de furnizare a energiei electrice. Totul s-a întâmplat pe drumul dintre localitățile Șinca Veche și Șercaia. Polițiștii au efectuat cercetări și au decis că nu este vorba despre vreo infracțiune la legea electorală, ci despre o contravenție. Fiecare dintre cei doi bărbați au fost amendați cu câte 1.000 de lei. Procesele verbale de sancționare pot fi, potrivit legii, contestate.